Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Da, spune frumos! Vă pup, dragii mei prieteni! Uite ce frumos a făcut aici școala mea! Da! Dacă tu știi cum a arătat mea... Și câte amintiri! Cum a arătat? Doar dacă din asta de față! Da, de unde? Asta, da, dar spate nu a fost frumos! Asta e școală... A fost școală evreiască, are câteva sute de ani. Nu știu, cred că la 200. Mergem la... unde credeți că mergem noi de dimineață? Oare unde? La piață. Eu. Natalia, nu am mers la grădică să culca prea târziu, că a fost prea entuziasmată, prea bucuroasă că a venit Carmen. Și a rămas acasă. Și o ducem și pe ea până la piață, mergem pe la fete de la Marcu Galben. Mami vrea să facă astăzi o prăjitură pentru Carmen specială. Opa! Care și-o dorit Carmen. Dar eu n-am știut de asta. Ușa? Nu se poate să spui nimic udacii. De la ce spune la toată lumea. Da, eu n-am. Fără secrete, așa ce dacii. Secrete? Secrete? Ce trebuie să existe secrete? Da. E, nu, secrete, surprize. Da. Nu avem secrete. Cum ați dormit, dragii mei? Cum v-a fost noaptea liniștită? Mulțumesc frumos! Am reușit să citesc câteva mesaje. Sunteți extraordinari ca de fiecare dată. Eu nu fac nimic, sunt așa și totuși uite câtă lume mă iubește. Bine, dacă n-ar fi fost ei, încă o dată o repet și tot o repet, n-aș fi avut plăcuta ocazie să mă cunoașteți. Eu vă cunosc pe unii dintre voi, dar pe alții nu. Dar nu contează asta. Contează că mă placeți și pe mine și asta mă bucură enorm de mult. Și mulțumesc frumos pentru cuvintele frumoase care le puteți scrie. Ce e ceva ce eu nici prin visele mele cele mai frumoase n-am crezut că ajung aici. De aceea mulțumesc frumos din suflet și sper să ne urmăriți cu plăcere pe unde mergem. Pentru că avem probabil multe idei și surprize. Mergem și la fratele Costel astăzi. Ce bine îmi pare, chiar... Chiar îmi doream foarte mult să merg la această familie minunată. Deci sunt niște oameni extraordinari. Și dacă mie îmi plac, îmi plac și vă asigur, fratele Costel e ceva... Deci am nevoie de pământ. Am nevoie de pământ pentru smochin, pentru cais. Ce mai luat, mami? Atâta. Nu mai ai ceva? Nu mai am. Vișii nu l-a pus. Ochii nu mai trebuie pus, caisul și parcă mai ceva. Nu mai știu. Da. DRD-ul nu-i mai. Am văzut că nu mai. Tati, domnule, nu am înfețată. Păi n-ai mâncat papa. Am văzut că acolo înfețată ați apătat. Lasă că vine tati și ți-a. Numai să mânci papa, ok? Păi am... Am rămas surprins că ieri, când am mers la adunare, am oprit ca să scot niște bani și am oprit și văd că nimeni mai deschis. Închis filiala de la BND, de la teatru. Asta este. O Crișan acolo a avut... Da, este mai multe filiale în Arad. Numai asta era mai aproape de noi. Asta am zis că trebuie să mă duc la fratele Costel să scot pământ. O zis că și el are de scos pentru el, că pune și el în ghiveș, nu știu, cred că palmier sau nu știu ce pune, bananier, am să zic. Și atunci am scoate și mie, chiar s-o bucurat că mergem la el. Să știi, Mirela, chiar acum ți-am scris mesaj și îți mulțumesc frumos pentru cuvintele foarte frumoase, că mă repet, pentru cuvintele foarte frumoase pe care mi le-ai scris și sper că într-o zi
să vorbim. Mersi, Mirela, te-am pupat. Mirela, sora mea. Mirela Samuel. Nu, nici eu, dar văd că vă urmărește și ne urmărește, pentru că mi-a făcut niște complimente frumoase și sigur este printre admiratorii voștri. În hală, dacă vreți veniți da? Cu noi, da. Vreți merg un pic. Da, nu mergem imediat la ele. Nu. Uite aici sunt floricele. Unde o fi? Lasă că umblăm. Nu e problemă. Place să merg pe jos. Să nu vă mire că eu am ochelari de soare, trebuie să-mi protejez ochii, că și eu joi mă duc cu mama să ne programeze și eu mă operez de un început de cataractă. Și până atunci trebuie puțin să-mi protejez ochii. Mama e mai grav ca mine, eu am numai un început, doctorița mi-a recomandat și trebuie să o fac. Dar vă spun cu sinceritate că mi-e tare frică, deși am trecut prin atâtea, dar am înțeles de la unii că operația nu e dureroasă. Alții au spus că e dureroasă, acum voi vedea cu ajutorul lui Dumnezeu. Mă va ajuta și sunt convinsă că voi trece cu bine, așa că să-mi țineți pumnii, nu știu când, cred că luna asta vor fi operațiile, dar v-am spus și vouă ce să fac. Dacă e vorba de sinceritate și de apropiere între noi, vă spun și mie ce mi se întâmplă. Așa că... Nu strică o rugăciune în plus, Carmen. Da, e normal. Să vă rugați pentru mine. Să-mi fie bine. O să aflați voi când o să fiu la spital, la operație. Este un loc, da. Da. Și poate vă rugați și pentru mine și pentru mama. Am avut și noroc că am găsit loc. Și gata. Nu mergem la piață. Nu. Suntem la flori, Carmen le ia la fetele de la Macu Galben câteva floricele și mergem acolo la ele. Mami a plecat la carne. Haine florare, doamna. E un pic cam rece. Eu sunt îmbrăcat într-o geacă de primăvară. Nu, hai să vedem ce l-a luat fete. Am luat din... și eu am acasă. Toată vara sunt trandafiri. Faca trandafiri. Da. Trandafiri, cum le cheamă? Cum le zice? Runculus, exact. Furunculus? Nu buruncul, buruncul! Nu bun. Hai, da. Da. No, hai. Merem la frate sau vreți să te prin prăhală? Nu m-am atât prin prăhală. Mergem la frate. Da, hai. Pe aici putem să merem. Haideți la rost.
No, am ajuns aici la fete. Hai că eu intru primul. Bună ziua, fetele! Bună ziua, fata! De ce unde e Mari? Mari, bună, mă rog! O primăvară frumoasă! Cu plămâni? Da. Și ție, Iubita! Ai știut că vin! Eu. Suntem puțin triști toți. Mare nu este la lucru, bolnăvioară și ea și cu... și ea și soțul ei și băiatul, toți au o pneumonie mai avansată. Și am rămas un pic așa șocați când am auzit. Dar dumneavoastră o cunoașteți pe Mare. Și vă îndemn pe toți care doriți, care aveți așa o inimă către Dumnezeu, să ne unim în rugăciune pentru Mare și pentru soțul ei și pentru fiul ei, care îi încă minor. Câți ani are? 16? Are 14. Să ne unim în rugăciune pentru ei, să le dea Dumnezeu sănătate, să le dea vindecare deplină, să o vedem pe Mare aici iarăși bine, zâmbăreață așa cum e ea, cum o cunoaștem, că nu e așa de ok aici la patiserie fără ea. Într-adevăr, astăzi e luni, să vede că e mai gol, tăvile nu-s pe aici. De când lipsește? De vineri? Nu, a fost vineri mai bine. Vineri au rămas așa. Da. Și... Da. O să treacă. Îi trece. Mai sănătate. Ție și trebuie tale familia. E o răceană. Mai... Pneumonia e grea, nu e așa. Da. Nu e așa ușoară. Și din cauza asta vă îndemn și pe voi. Florinel o să fie bine, că el e copil. O să fie toți bine. O să fie toți bine, numai să aibă și ei credință, să rage la Dumnezeu, pe care mă gândesc că au. Dar dacă ne unim în rugăciune pentru ei, sigur Domnul să lucre și o să fie totul bine. No, asta este, mai trecem și pe aici, uite, vezi cum vine cu... Da, fără să te anunțe. Situațiile astea, cum au venit și peste noi acum 2 ani de zile. Asta e. Mai trece și peste asta. Asta e viața, cu bucurii. Chiar sâmbătă. Mai puține bucurii. Sâmbătă trecut. Când am fost aici și am trecut pe acolo pe spital cu mașina, m-am gândit, după asta am ieșit. De asta nu mai ești în veci. Când am avut da. Angie, eu luat fața de... Mă gândesc. Profunzime. Dar mi-e desplace la noi, la acum nu am prea bucurat. Acum nu, da. Mă las la toți, ne pare rău. Va trece cu bine. Las că mergem și la fratele Costel. Da. Ne rugăm cu el pentru Mare. Chiar că ne rugăm cu el. Pentru Mare. Da. Exact. Pentru Mare să ne rugăm. Da. Las că o fi bine. Așa, sper, eu cred că e o plăceară. Dar nu ia și dejecții. Dar acum am pneumonia pe trafie azi. Înainte erau probleme. Da, înainte să murea. Așa, de pneumonie, da. Da, sigur. Cu drag. Mai treceți aici voi. Trecem. Tu mai stai câteva zile, da? Da. Până la urmă. Bună seara. Bună seara. Trec ele toate peste noi. Da. Am mai avut o perioadă din astea și...
Tot singur am fost și mai mult de săptămâna. Ea vine cu ideea să o ajute Angie, dar nu se poate, că n-are voie, trebuie angajată. No, asta este. Facem cât putem, cât ne ajută Dumnezeu atât, cât mă ajută Dumnezeu atât, acasă, o să fie bine. Eu vin. Nu, să știi că are nevoie de odihnă la plămâni. Da. Să se refacă. Da. Și trebuie să fie cu voia cu ei, cu soțul ei, să ne setească, să refacă. Iar e mai așa, mai tare, cum să zice. Dar ești acasă împreună toți, nu? Acum, da. Acum sunt toți la țară, da. Nu, dacă îți pui injecții, antibiotic, aerosol poate ar fi bine să facă. Dar el a făcut băiatul. Da? A făcut și nu l-a ajutat. Știi că ți-a zis că a primit aparatul. Dar depinde și cu ce. Nu știu să-ți spun cu ce nu știu. Dar nu l-a ajutat foarte mult. Dacă îi dă doctorul ceva, știi, medicament. Da. No, bun, mergem. Și vă rugăm să ne unim în rugăciune pentru familia asta minunată. No, bun. Noi mergem mai departe. Drumul să aveți și o zi frumoasă. La fel, la fel și ție. Fii tare, Eva. Ah, da, eu sunt. Că trece și asta și o să ne amintim. O să ne amintim de astea. Și zicem, nu, uite, că am trecut și pe asta. Nu? Nu. Bun. Mare, ce doresc eu ție, Domnul să fie cu voi, cu toată familia voastră și să vă poarte de grijă, să se atingă de fiecare în parte de voi și să vă vindece și să veniți... La noi, la grătar. Da. La ziua lui Natalia. Da, și mai repede. Da. Nu, bun. Păi trebuie să vină, că să-mi facă geamul la ușă. A, da. Soțul ei. Da, apărat. Sănătate, Marii, și ție, și copilului, și soțul tău. O să ne rugăm pentru tine, da. Și o să fie bine. Doamne ajută. Da. No, bun. Te las, Eva. Domnul să fie cu tine, să tărească, să-ți dea sănătate. Aha. Pa, pa. Marii, dragă, fii tare. Roagă-te la Dumnezeu cu credință să vă dea sănătate la toți, să vă dea izbândă în încercarea asta și fii cu încredere că Dumnezeu lucră El dacă te rogi, și știu că te rogi din toată inima, că e familia ta dragă, și fii de plină încrezătoare că tot o fi bine. Avem un Dumnezeu bun care ne iubește și câteodată trebuie să reflectăm când trecem prin felurite încercări, oare de ce? E important să reflectăm de ce vin și pleacă situații din viața noastră, că Domnul ne pune acolo cu un anumit scop. Hola, Mami Mac. Angie, mai avem mâncare la mâță? Nu prea mai avem, așa-i? La pești? Da, la mâță, la pisică. Pun un pic pe pauză. La suntem la flori, iarăși, din nou. Carmen vrea să iei ceva la doamna Mărioara, la nevasta lui fratele Costel. Ce frumos! Cu un croat. Ăsta se mănâncă cu tot cu coajă. E bun, am mâncat, chiar e fain. Fain asta. Ăla de la Degema cu... Nu, la care era așa. N-avem...
Eu nu, nu mă încântă, fiindcă nu avem loc adecvat pentru ele. Iarna e important să aibă loc luminos, cu multă lumină și să nu fie mai mult de 10 grade. Unde e Carmen? Uite-o mers acolo, în capăt. Uite ce faină magnolie. Făinuță. A, ah, da, le-am dărit, da. Nu, și-o găsit mami, ouă. Și-o găsit ouă. Ouă. Dacă vrei. Ca să văd. Nu vrei ouă? Unde mergi? Eu mi-s la dieta. Cred că mânc numai cârnaț astăzi, că-s la dieta. La mami place să probeze brânză. Mamă, ce faină brânză aici. Eu vă cred, tanti. Angi, vine aici. De Șofronia. De Șofronia? Da, de la tine, de acasă. Aha. Nu. Dacă sunteți în Șofronia, cunoașteți pe Florica, care să lucre, să ajute. Nu, nu cred. Zicea nu că de Șofronia vine aici. Eu la Șofronia din Ilmoțană, de la Mor. Asta e din 73 Șofronia, dar nu știu, că Șofronia e mare. Ăsta chiar a intrat de cu ceva de Șofronia. Când era pe care nu era acolo o vaișa mare. La brânză, să dau la brânză. Nu știu eu pe dat acolo. Nevastă mea, nu-l cunoașteți? Ok. No, bun. Vânzare bună. Aha, știu. Știu unde, știu. Da? Da, cum să nu? Aia de la primărie vecina. Da. Cum o cheamă acum? Alică Nuria. Și bărbatul e de Udviniș. Alu Valentin. Da. Aha, ok. Da, știu. No, bine, da. Mulțumim. Săruna. Doamne ajută. No, doamne Moțană și-a venit să se mute la Șofronia. Cu mami, cred. Nu, hai să merem, mami, că tragem din timp. Păr țucur, uite țucur, pere. În alea mici, dulci. Nu, dar telefonul știi? Da, da, da. Așa că da. Nu mergem către casă. Nu, ai luat până la urmă ceva? Da. Imediat. Mergem către casă. Uite acolo ceva grăștia. Merem puțin dezamăgiți. Da, da, un pic dezamăgiți. Cam mi-a tăiat așa tot cheful cum am venit. Dar cu ajutorul Domnului o să fie bine. Păi normal că o să fie bine. Numai să treacă cu bine peste problema asta. Dumnezeu să le dea sănătate și răbdare. Mergem acasă, la plăcintărit, la bucătărit. Carmen via ceva cu mac. Vrei să faci clătite cu mac? Le poți face cu ce vrei. Dar chiar, mi-a dat o idee. Cu mac, cu
brânză, cu... Agi, facem o rețetă. Mere, cu ce vrei tu de post? A, stai un pic, că mai vine. Mai vine, mai una. Rețetă cu mac și sos de vanilie. Adică rețetă de clătite cu mac și sos de vanilie. Angi. Și facem ca un... Facem ca un tort. Atunci știi ce vrei să zici? Nu, că eu zic, nu tu. Care m-a pus pe mine doamna din Oltenia, Nadine. Felicia, doamna Felicia. Felicia. Doamne să vă binecuvinteze, doamna Felicia. Două roluri cu mac și cremă. Apoi fă tu rolurile tale care facem clătite. Da, pot să fac de 1 martie. Te mi-ai făcut de 1 martie. De 1 martie am făcut. Da. Da? Atunci. Dar a fost bună. Angi, dar să știi că m-a venit o idee. Deci facem clătitele. Facem mac cu un pic de zahăr. Îl fierbem un pic, îl opărim. Dar mai trebuie macul ăsta face... Bine, nu acum, dar no. Asta e o idee bună. Da. Și atunci, clătită cu mac, după aia clătită. Bine, n-am zis. După aia sos de vanilie, după aia clătită cu mac, sos de vanilie clătită cu mac. Și o îmbrăcăm în frișcă naturală și facem un tort. Cândva, nu știu, vedem. Când e ziua lui soacră, da. Dar ce am eu cu ziua lui soacră? Nu, zic și eu. Mai repede e a lui bunica lui Anci, că e în aprilie. Exact. Anul trecut i-ai făcut tort de ciocolată la bunica ta, nu? Eu i-am făcut. Tu? Am făcut tort fain. No, de data asta face Angie ceva tort pentru bunica. Da? Da. Am eu ceva în cap. Ce am să spun? Mergem acasă cu o foame enormă. Eu sunt la dietă și când sunt la dietă mi-e mai foame. Dar nu mai mănc așa, am mâncat mult mai puțin, nu mai mănânc seara, de dimineață doar o banană și un măr. Dar să știi că m-a scăsut tensiunea treaba asta. Când mă ridic de jos să amințit, mai am mințeană. Ai văzut azi dimineața, Angi, că era să pic din pat? Mm-hmm. Când m-am ridicat. Știu. Ai văzut cum era să pic? Fiindcă am fost amețit. Aproape că mi s-o rup filmul. O vine Natalia lângă noi și eu să mă scol repede din pat pe nervi. Să mă duc la ea în pat. Și era să cad. Am căzut în pat. Pe magie. Dar nu-i ceva în regulă asta. Păi da, fiindcă nu mă grăbuști. Și aseară am văzut că mă simt așa mai slăbit. M-am luat tensiunea. Da, câteva zile, dar ce și da. După aia nu mai. Mi-am luat tensiunea și a fost foarte bine. Ca cum trebuie să fie, 120/70, perfect. Numai probabil că nu, când mă ridic de jos e un pic mai mică. Trebuie să sunăm pe sora Zâna, ieri n-am sunat-o. Să vedem ce mai face. Am văzut pe o doamnă care o cheamă Mândra. Și m-am amintit la seara Zâna, când mami îi spune Mândra în loc de Zâna. Ai văzut-o și tu, ha? Nu, bine, oameni buni, punem pe pauză și vă filmăm ce-am văzut acasă. Nu am luat mare lucru, vă arătăm ce am cumpărat. O luam mami de la doamna de la Șofronia 2 litri de lapte. Tot de la ei luați smântâna și brânza. Care Șofronia? Doamna, de acolo, de lângă Flori. A, nu. Am luat de la doamna de la Pecica. A, ok. Și de la ea n-ai luat nimic? Nu.
Am luat laptele ăsta de la o femeie. Aia arată Vegeta ta. Care nu o cunosc. Vegeta. O Vegeta care e preferata lui mami și nu se mai găsește niciunde. Da. Și acum am găsit-o eu. E cu euri, dar... Nu. Stai, bună. Stai că nu-i chiar așa cum zici tu. E numai de verdețuri. Deci nu-i cu gust de pui. Ăla îi foarte periculos, care zice că are gust de pui, de găină, de ciocchi. Asta e de verdețuri. Monoglutamat, sigurat. Stai să vedem, este pe... Așa. Stimulator de aromă, glutamat de sodiu. Ăla el care... Da? Deci are sare, zahăr, stimulator de aromă, glutamatul, legume deshidratate, morcov, păstrăneac, pătrunjel, rădăcine, bla bla, amidon de porumb, condimente, piper negru, frunze de pătrunjel, demărar, curcuma și colorant, ribo, bla bla bla. Deci, eu am luat mac pentru Carme, să-i fac o prăjiturică. Cred că-i spart undeva, vezi că ia să... Da, 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 uite, îi impun la strantă. Okay. Și... O să facem, dacă fac aluat din ăsta, crescut, atunci fac cu două din astea, stai că nu știu să spun acum. Două tări din astea de chec. Ok. Și atunci unul rămâne aici și unul la fratele Costel. Numai trebuie să îi spun cam pe când mergem, pe la 3, să-i spun că mergem la el. Eu nu spun nimic, că nu știu când e. Până să ridică, până să coace, durează. E acum 11. Nu 1, știu, 2, când 3. Mereu. De ce să spun ora fixă? Nu, bine. No, să-i spun așa, aproximativ, nu pleacă nimeni. Oh. Nu, așa. Și... Carmen vrea mămăligă cu brânză și cu Kaiser, așa, împăturată. Poți să faci, că nu mai pot de foame și trebuie să mânc ceva. Facem, uite acum facem mămăligă și m-am luat și lapte, dacă fac mămăligă. Eu așa îmi place cu lapte. Mă bun, v-am lăsat, vă pun video ăsta. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Vă dorim o zi binecuvântată. Suntem puțin sinceri, pe mine m-a afectat. Maria e puțin răcită cu toată familia, dar Dumnezeu să le dea sănătate, să treacă cu bine peste ceea ce au ei acum. Vă dorim numai bine, Maria, fii tare, că știu eu că tu ești tare. Pace, la revedere! La revedere! Pace! Pornit. Pe mare o furtună s-a stârnit, dar Domnul Iisus în barcă dormea, a vrut să le încerce credința. Iisus cu ucenicii a pornit, pe mare o furtună s-a stârnit, dar Domnul Iisus în barcă dormea, a vrut să le încerce credința. Chiar dacă valuri vor veni, ele nu mă vor birui, eu nu mă tem, eu nu mă tem. Vântul furtună de-ar urla, Iisus este în barca mea, eu nu mă tem, eu nu. Chiar dacă valuri vor veni, ele nu mă vor birui, eu nu mă tem, eu nu mă tem. Vântul furtuna de-ar urla, Iisus este în barca mea, eu nu mă tem, eu nu mă tem.
noi nu ne mai gândim, Doamne, la tine. Dar când vin valuri și nu biruim, strigăm scapă-ne, Doamne, că pierim. Când totul în viață ne merge bine, noi nu ne mai gândim, Doamne, la tine. Dar când vin valuri și nu biruim, strigăm scapă-ne, Doamne, că pierim. Dacă valuri vor veni, ele nu mă vor birui. Eu nu mă tem, eu nu mă tem. Vântul, furtuna de-ar urla, Iisus este în barca mea. Eu nu mă tem, eu nu mă tem. Chiar dacă valuri vor veni, ele nu mă vor birui. Eu nu mă tem, eu nu mă tem. Furtuna de-ar urla, Iisus este în barca mea. Eu nu mă tem, eu nu mă tem. Și vei fugi de el ca și Iona. Valuri, furtuni vor bate-n barca ta, să te oprească din calea cea rea. Dacă de Domnul nu vei asculta, și vei fugi de el ca și Iona. Valuri, furtuni vor bate barca ta, să te oprească din calea cea rea. Chiar dacă valuri vor veni, ele nu mă vor birui. Eu nu mă tem, eu nu mă tem. Vântul, furtuna de-ar urla, Iisus este în barca mea. Eu nu mă tem, eu nu mă tem. Chiar dacă valuri vor veni, ele nu mă vor birui. Eu nu mă tem, eu nu mă tem. Vântul, furtuna de-ar urla, Iisus este în barca mea. Eu nu